Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Neconvențional. Sunt Daniela Coță, iar invitatul acestei emisiuni este domnul inspector școlar județean, inspector școlar general, domnul Gheorghe Vasile Bulgărean. Bine ați venit în studioul nostru! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Domnul Vasile Bulgărean este doctor în matematici, foarte cunoscut în branșă, însă este și omul care a contribuit esențial la înființarea două instituții de învățământ din municipiul Zalău. Domnul Vasile Bulgărean a fost directorul școlii gimnaziale Corneliu Coposu din municipiu, iar sub conducerea sa a fost construită și practic finalizată această instituție de învățământ. A fost inspector școlar general, apoi director al celei mai prestigioase instituții de învățământ din județ, vorbim despre Colegiul Național Silvania, revenind ulterior la conducerea inspectoratului școlar județean Sălaj. Domnule inspector școlar general, elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, de nivel gimnazial, liceal și profesional, beneficiază lunar de bursă de performanță, bursă de merit, bursă de studiu și burse de ajutor social, iar cei de nivel primar beneficiază de bursă de performanță și burse de ajutor social. Spuneți-ne, vă rog, în contextul modificărilor din acest an, ce anume s-a modificat, ce modificări au intervenit în acordarea burselor pentru elevi, în ce situații se acordă bursele de merit și bursele de studiu? Sunt întrebări multe, dar le luăm pe rând. Sigur, este o zbatere în zona noastră învățământului vis-a-vis de burse. Oamenii la un moment dat, discut asta de octombrie, noiembrie, când se încerca să se colecteze date vis-a-vis de nevoile elevilor, nu aveau încredere că aceste burse se vor și concretiza material. Sigur, nici ministerul nu avea la vremea respectivă toate datele, pentru că spun eu că erau foarte multe date eronate, tocmai din acest motiv al neîncrederii în acest sistem de acordare a burselor, sistem în care, sigur, vine și ajută elevul să depășească anumite momente din viața lui. Pentru că sunt copii care, cred eu că învață foarte bine, statul n-a intervenit. Noi am asistat în ultimii, poate 20-30 de ani, în care am finanțat din partea Ministerului Educației, eu știu, copii cu probleme, de diferite feluri. Din octombrie-noiembrie s-au luat în discuție să fie ajutați copiii, cum spuneați și dumneavoastră, vis-a-vis de bursele de merit, bursele de studiu. Acum, la sfârșitul anului financiar, s-au discutat de bursele de merit vis-a-vis cu media, 8-50. Când s-a luat în calcul numărul persoanelor care puteau să beneficieze, cred că au ajuns la concluzia că este un număr foarte mare și cuantumul sumelor alocate prin hotărâri de guvern era o problemă. Dar s-au dus la capăt. Toți copiii care au avut sau au îndeplinit condițiile au luat bursă. Sigur, se pune problema în semestrul al doilea, după această analiză și după, în momentul în care intrăm într-un an financiar altul, s-a revenit asupra mediei, devenind 9,50 ca și prag și elevii nu au avut nicio obligație decât școala contribuia. Acum, 9,50, să fie înțeleasă bine, era raportarea la anul școlar anterior, mai puțin clasa 5-a și clasa a 9-a, care nu se putea lua în evidență și se lua de pe semestru 1. Dar eu zic că este un mare avantaj pentru elevii care învață bine. Pentru că putem să discutăm de la 9,50 un elev care are totuși performanță. Sigur că există bursa de performanță, amintea și dumneavoastră, dar selecția lor este foarte dură pentru bursele adică participare la olimpiade internaționale sau premii la naționale era destul de restrictivă pentru, și a spune și destul pentru elevii județului nostru. Și atunci bursa de merit vine și... Îmi cer scuze, deci practic aceasta este diferența între bursa de performanță și bursa de merit. Bursa de performanță se acordă unei plaje mult mai restrictive de elevi, așa cum spuneați, participanți și premiați la
olimpiade naționale sau internaționale. Da. Iar bursa de merit o pot primi toți cei care se străduiesc să învețe și au notele de data aceasta mai mari de 9,50. 9,50, da. Este, adică trebuie sau trebuia la un moment dat ca responsabilii din minister să se uite un puțin și asupra. Eu tot performanță o numesc asta dacă copiii pot să obțină aceste medii frumoase de peste 9,50. Acum, de ce pragul acesta? Sigur s-au gândit și probabil vor veni și vor mai corecta pe parcurs dacă statistica o să ne arate ceva care nu sau contravine, nu știu, sumelor alocate și așa mai departe. Totuși 9,50 consider că este un prag care să îți dea dreptul la o bursă de merit. Noi trăim în zală unde Tenarisul, în ultimii 10 ani, se îndrepta spre elevii care obțineau peste o anumită medie. La rândul lor făceau niște calcule, adică sumele pe care puteau, puteau să fie alocate și, pe urmă, distribuiau elevilor cu performanță. Noi discutăm de performanță și în condițiile în care, în ultimii 2 ani de zile, concursurile școlare sau olimpiadele școlare nu au existat. Și atunci trebuia să vină ministerul, sigur, să suplimenteze cu ceva. Discutați la un moment dat de bursele de studiu. Vine și ajută copiii cu nevoi. Adică ei învață, totuși să luăm peste 8,50, este o medie frumoasă, dar nu îndeplinește condițiile bursei de merit și atunci statul a venit și ajută și acei copii care, sau în familiile în care veniturile sunt mai mici. Și atunci este încă o categorie care va beneficia de acest ajutor ca traiectul lui școlar să fie unul de succes. Sigur că bursele sociale și aici s-au îmbunătățit. Adică au existat copii, luau copii cu venituri, s-a mărit partea de venit pe membru de familie. Discutăm de bursele cu un singur părinte. Da, acolo, în familiile monoparentale, într-adevăr, lucrurile stau ușor mai diferit, dar aici, cu siguranță că trebuie să intervină și cei care se ocupă de asistența socială, nu doar de învățământ, pentru că este firesc că acolo unde veniturile pe membru de familie sunt aduse de un singur membru, lucrurile să stea ușor diferite. Deci este și o noutate. Este prima dată când se amintește dacă un copil nu are un părinte orfan, dar el nu există în certificatul de naștere, el este îndreptățit să ia bursă. Eu aș închide subiectul ăsta al burselor, considerând că sunt în învățământ de 32 de ani, dar este prima dată când sumele alocate învățământului de performanță, învățământului meritoriu, sumele sunt foarte mari. Și atunci eu zic, am o brumă de speranță că dacă nu vor abandona guvernanții noștri această pantă a creșterii sumelor și a sprijinirii elevilor care sunt dorni să învețe, spun eu că învățământul se duce pe o pistă bună din acest punct de vedere. Sigur că există alte lucruri care poate ar trebui corectate. Dar este prima dată când se dă voie și să revizuim și se iau în calcul o plajă a elevilor mai mare și li se dă posibilitatea să se îndrepte mult mai mult spre performanță. Adică performanța în sfârșit este răsplătită. Ceea ce este practic un lucru foarte bun atât pentru noi ca și societate, pentru că iată, avem nevoie de oameni care să ne creeze viitorul, ca să spun așa. Este bine și pentru cadrele didactice, pentru că au o materie primă cu care să lucreze și este bine să se întâmple acest lucru. Noi, românii, în general, suntem recunoscuți ca fiind furnizori, buni furnizori de creiere educată, dacă pot spune așa. Sper să nu fie expresia prea deplasată. Spuneți-mi, vă rog, pentru elevii care sunt în învățământul primar, pot fi acordate burse? Li se acordă și elevilor în învățământul primar. Sigur, condițiile sunt un pic diferite, pentru că, de exemplu, nu poți să te raportezi la învățământul primar la o medie anuală. Pentru diferite activități este și învățământul primar, li se aduce, sau sunt ajutați.
Dar, sigur, este foarte bine de unde se pleacă de acolo, dar eu încă o dată revin și subliniez, sunt încântat că de la un anumit pas este performanța luată în calcul. Sigur că performanța pleacă din clasele primare, de atunci construim și trebuie și acolo, dar vor fi studii care, zic eu că și pentru învățământul primar sumele vor deveni un pic mai generoase. Așa să fie, să sperăm că lucrurile vor continua în trendul în care au început și mă bucur că aceste modificări sunt oarecum apreciate și de dumneavoastră ca și fost director de unitate de învățământ și actual inspector școlar general în județul Sălaj. Domnule Vasile Bulgărean, aș dori să aducem în fața opiniei publice planul de școlarizare pentru clasa 9-a și învățământul profesional. Cum se prezintă acesta pentru anul școlar 2022-2023? Sunt noutăți? Cum este întocmit acest plan? Sigur, planul de școlarizare în viziunea inspectorului general sau inspectoratului școlar la Consiliul de Administrație este o lucrare foarte importantă. Pentru că undeva în luna ianuarie acest plan de școlarizare a fost trimis spre București. Dar el pleacă de la începutul anului școlar, când școlile, împreună, se discută acest plan de școlarizare în Consiliul Profesoral. Pe urmă, există discuție și în, sau se poartă discuție în consiliile locale, ca pe urmă vine la inspectorat. Inspectoratul undeva trebuie să supervizeze numărul claselor în funcție de numărul elevilor. A ajuns acest plan de școlarizare, dar el este discutat în prealabil cu unitățile de învățământ, pentru că atunci când a venit la inspectoratul școlar, dar era toată țara, nu numai în județul Sălaj, întotdeauna discutăm de învățământul pe filieră teoretică și învățământul pe filieră tehnologică și servicii. Dacă ne raportăm la ceea ce punctam inițial, venirea mea la inspectorat era undeva la 49,51% ponderile pe învățământul teoretic și învățământul profesional tehnic-tehnologic. Acum, propunerea inspectoratului școlar în urma discuțiilor avute cu școli din județ, mergem undeva la 43% pe învățământul 43, cu 56% pentru profesional și tehnic. Astfel încât, de exemplu, dacă anul trecut clasele de profesionale erau un număr de 17, în anul școlar 2022-2023 vom avea 24 de clase de profesională și, sigur, 68 de clase liceu. În clasele de liceu, sigur că noi întâlnim și învățământul tehnologic și învățământul tehnic și este o parte, sigur, a învățământului teoretic. Dar cred eu că în urma discuției și cu Prefectura Județului Sălaj, cu agenții economici, cu există o formă de cele de PS în, la nivel regional. Au fost mulțumiți cu toții de oferta învățământului pentru, să zicem, platforma industrială a județului Sălaj. Acum, sigur că toate aceste calcule au fost făcute în funcție de numărul de absolvenți de clasa 8-a din anul școlar 2021-2022. Undeva sunt la 2008 absolvenți de clasa 8-a care vor fi distribuiți pe urmă în aceste clase de profesionale sau clase de liceu. Rolul nostru al dascălului este să eliminăm cât se poate de mult abandonul școlar, pentru că abandon școlar după școala gimnazială înseamnă pierdere de locuri din învățământul liceal. Dar nu este, dacă foarte mulți oameni spune că îi pierdem și să pierde o finanțare, este falsă. Ce se întâmplă cu acești elevi care nu urmează un ciclu superior după școala gimnazială? Ori școală profesională, ori liceu tehnic, tehnologic, pentru fiecare cred eu că putem să găsim soluții astfel încât până la 16-17 ani ei să fie instituționalizați, înscriși într-o formă de învățământ. Revenind puțin la învățământul profesional, am avut o perioadă nefastă, îi spun eu, acelei perioade în care învățământul profesional a fost practic suprimat. N-am mai avut școli profesionale. Spuneați puțin mai devreme
că au fost în anul, că sunt în acest an școlar 17 clase de învățământ profesional și că vom avea 24, deci o creștere de 7 clase, care, ceea ce mie personal mi se pare extrem de mult și de bine. În intenția dumneavoastră ca și gestionarea învățământului românesc de a școlariza cât mai mulți elevi. Spuneți-mi, cum reușiți să corelați nevoia dintre cererea de pe piața muncii și, știu eu, clasele pe care le gândiți ca și profesie pentru anul școlar care urmează? Este o mare problemă. Aminteați aici de desființarea claselor profesionale în anii 2000, cât a fost atunci, 2008. Cea mai mare problemă este resursa umană. Este partea de pregătire practică. Și atunci școlile încet, încet au reușit să realizeze contracte cu diferiți agenți economici, pentru că, ca și o paranteză, nimeni nu dădea câștig de cauză clasei de dual de la Liceul Tehnologic Mihai Viteazu. Ea este performantă, se ocupă în fiecare an, copiii sunt angajați. Deci a fost un pas de pionerat în învățământul dual, în învățământul sălăjean și a fost de succes. Plecând de la pârghiile învățământului dual, când școala împreună cu agenții economici reușesc să școlarizeze din punct de vedere tehnic elevii, sigur că ne-am dus mai departe și la celelalte clase de profesională. Ei sunt puțin dezavantajați că nu primesc, ca și la învățământul dual, o bursă, dar, ceea ce spuneam chiar la începutul emisiunii, va veni sau vine în Ministerul și ajută și acești copii care sunt în învățământul profesional să primească burse, astfel încât să fie acest parcurs mai ușor. Vă întrebați dumneavoastră de cum reușim. Sunt tot felul de discuții directorii de la liceele tehnologice. Noi avem diferite întâlniri la inspectoratul școlar. A fost întâlnire la prefectură cu agenții economici, astfel încât încercăm, dar să satisfacem, sigur, nevoile pieței muncii din Zalău, sau din județul Sălaj. Dar este o mare problemă a calificării forței de muncă pentru educator. Maestrii, să spunem, care existau pe vremea când noi eram elevi, ei nu mai sunt în pensie. Nimeni n-a mai venit să reușească și să școlarizeze această categorie foarte importantă pentru învățământul profesional și tehnic. S-au luat acum niște măsuri, am avut o discuție chiar zilele acestea cu doamna director de la Liceul Pedagogic și a inițiat acel modul de pedagogie se poate să fie făcut la noi în județ, adică la liceu pedagogic. Liceul Tehnologic Mihai Viteazu va școlariza post-lițială pentru zona asta a învățământului tehnic, adică niște pași încercăm să-i facem. Sigur, oamenii trăim acele vremuri în care noi nu avem răbdare, dar învățământul trebuie făcut riguros și în termenii în care, sigur, se poate face această recalificare a oamenilor. Dacă mai demult, colaborarea cu agenții economici, cu întreprinderile, era foarte bună, pentru că ei puteau să detașeze din sistemul lor, în sistemul de învățământ, și să ajute. Și încercăm așa această colaborare, nu numai că legea Educației Naționale nu permite cei care nu au modul pedagogic să intre în sistem. Dar în fiecare an să face câte un pas, astfel încât în sala profesorală numărul cadrelor care vor pregăti elevi în acest domeniu tehnic să crească. Să înțeleg atunci că un deținător de diplomă, să spun așa, de tehnician, de școală tehnică, post-liceală, evident, cu un modul pedagogic, dacă ar avea și un modul pedagogic, ar putea accesa, știu eu, un post de viitor maestru la o școală profesională? Da. Și noi am, sigur că în fiecare an, în luna august, se face această selecție a oamenilor care doresc să vină în sistem. Și foarte mulți doresc să vină în sistem, dar spun, nu puteți că nu aveți modulul pedagogic.
Deci primul pas este în urma acestei discuții cu doamna director de la Liceu Pedagogic, oamenii să poată să vină și să facă acest modul pedagogic și atunci aici vor putea depune dosarul pentru partea asta. Este o noutate și aș vrea să insist puțin, sper că nu vă deranjează. Spuneți-ne, vă rog, începând de când va putea fi urmat acest modul pedagogic la Liceul Gheorghe Șincai? Sigur, este la noi să aruncăm peste cât timp, dar având în vedere că este o dorință a liceului, este o dorință a inspectoratului școlar, este o cerere pe piață, eu cred că din septembrie vom reuși să primim acreditările necesare. Sau școala, până la urmă, va reuși să primească aceste acreditări. Să sperăm că așa va fi și vă doresc succes în ceea ce vă propuneți, pentru că, iată, este un pas important pentru școlarizarea celor care vor urma o școală, până la urmă, tehnică, o școală profesională, un parcurs profesional. Domnule inspector general, una din discuțiile care beneficiază de foarte multă atenție, uneori de prea multă atenție în spațiu public, este cea legată de mișcările de cadre. Ce ar trebui să cunoască mai îndeaproape opinia publică? Care sunt problemele cu care vă confruntați în ceea ce privește mobilitatea cadrelor din învățământul sălejan? Sigur că legat de planul de școlarizare va interveni în mod inevitabil și această mobilitate a cadrelor. Sigur, în paralel cu stabilirea planului de școlarizare, fiecare școală își face la un moment dat, funcție de numărul de ore, funcție de personal au avut, o prognoză pentru anii următori și atunci își fac calcule și sau cu ajutorul inspectoratului școlar al Departamentului de Resurse Umane, acest lucru demarează undeva din luna ianuarie, când dacă sunt oameni care urmează să fie pensionați sau să se pensioneze, pot să-și depună cereri de continuitate. Eu știu, există partea de restrângere de activitate, există partea de transfer. Aceste discuții, primul pas se poartă în sala profesorală, până în Consiliul de Administrație al Școlii și sigur vine selecția inspectoratului școlar. Acum, de foarte multe ori, opinia publică se întreabă de ce X este la școala respectivă, de ce s-au făcut aceste tot felul de discuții în spațiu public, care cred eu că ar trebui să aibă un punct de plecare. Un punct de plecare este legea. Pe baza graficului de mișcări de cadre, noi, inspectoratul școlar, respectăm asta. De multe ori spunem că nu este corect cum se face, dar trebuie respectată această lege. Și în anul acesta, școlile pot să depună la inspectoratul școlar criterii specifice de selecție, funcție de specificul sigur a fiecărei școli. Nu sunt criterii discriminatorii. Sunt criterii prin care școala dorește să își aducă în rândul Consiliului Profesoral profesori de un anumit calibru sau de o anumită specializare. Este firesc. Și toate sunt, sigur, dacă oamenii sunt interesați, toate aceste sunt făcute la inspectoratul școlar, dar într-o o vizibilitate foarte bună din orice spațiu al județului ar fi, pentru că se spune că este online. Aceste criterii specifice depuse de către școală în ultimii 2 ani n-au putut fi valorificate, adică școala, și atunci sigur că au pătruns în sistem și oameni, poate care au fost pedepsiți, poate care nu și-au îndeplinit în totalitate și atunci, pe bună dreptate, părinții, că sunt destul de multe și reclamații la inspectoratul școlar, dar noi nu avem o vină atât de mare, sau inspectoratul școlar, nu eu, dar o vină atât de mare în această selecție, pentru că trebuie să fie respectată legea. Criteriile specifice vor putea fi folosite de către școli în momentul în care vom ieși din această stare de alertă. Cu siguranță așa va fi. Aș vrea să vă pun o întrebare legată de finanțarea per capita. Ne amintim cu toții legea 1 din 2011, în care s-a introdus pentru prima dată finanțarea per capita. Eu personal sunt cât se poate de împotriva acestui mod de a gândi. Părerea mea este că a fost mai mult decât pompieristic gândită, pentru că ne-a adus multe deservicii. Din punctul meu de vedere, această finanțare, și am să vă explic de ce, eu cred că
ar fi trebuit ca atunci când se face analiza unei instituții de învățământ să se facă analiza instituției prin prisma locurilor care sunt ocupate de elevi, prin prisma claselor care sunt complete sau incomplete, prin prisma numărului de elevi dintr-o clasă, mai puțin prin prisma costurilor, pentru că n-am fost niciodată de părere că un profesor care este bine pregătit, un profesor care poate să ne aducă un plus de valoare indiscutabil, ar putea să fie considerat prea scump pentru o unitate de învățământ. Lucrul acesta m-a îngrozit la momentul respectiv. Asta este explicația mea vis-a-vis de finanțarea per capita și de faptul că nu am fost de acord cu forma în care a fost propusă, știu eu, modificarea în general a sistemului de învățământ prin legea 1 din 2011. Spuneți-mi, astăzi mai funcționează această finanțare per capita? Da, funcționează și sunt de părerea noastră, ca să închid paranteza, dacă era bine, că nu este bine finanțarea per capita, pentru că ea a fost, această finanțare a fost monitorizată câțiva ani mai multe județe și nu s-a tras nicio concluzie, s-a mers mai departe fără să se știe nici acum cine stabilește costul per elev, care este formula care generează o anumită sumă. La momentul la care suntem acum, ar trebui să primim bugetul, dar nu se știe costul per elev. Deci nu putem face mai departe acest pas. Este o greșeală pentru că școlile cred eu că trebuiau să fie încadrate și după partea de performanță, dacă dorim performanță, să fie școlile încadrate după responsabilitatea pe care au. Pentru că acele performanță la liceele tehnologice, după mine, nu poate să se compare cu liceele teoretice. Deci nu putem să le punem în aceeași oală. Dar fiecare din acest își au un rol foarte bine determinat în societatea românească. Adică, după mine, acum școlile tehnologice, liceele tehnologice, au un rol foarte important pentru că, mai ales agenții economici, văd necesitatea școlarizării a meseriilor atât de necesare în piața muncii. Dar, nu știu, a fost o echilibrare. Deci, o finanțare pentru toți la fel, spun că este o prostie. Nu știu încă formula cea mai bună pentru care, sau unde ar trebui să meargă, dar pilotarea județelor trebuia să scoată în evidență. Și aș da un singur exemplu. De exemplu, sunt avantajate școlile în care corpul profesoral este până la gradul 1 și sunt dezavantajate școlile în care corpul profesoral este la peste 20 de ani vechime. Și aici întâlnim colegiile naționale, unde sigur ajungi la spre finalul. Deci aici de fapt ajungem la performanță, pentru că în colegiile naționale în general, acolo intervine performanța și este inadmisibil ca un profesor care are o vechime, care are un statut, care are în spate un număr de elevi cu rezultate bune, foarte bune, să poată să fie tratat, nu știu, mi se pare că este discriminat pur și simplu acel profesor. Eu aș merge la învățământul, de exemplu, rural, unde școlile cu 70 de elevi funcționează pentru că așa există legea. Adică fiecare unitate cu unitatea administrativă teritorială are și o școală. Un lucru bun. Dar haideți să mergem mai departe și să vedem cum putem susține acea școală. Dacă această școală o susținem doar plecând de la această formulă a costului, deci pe elev nu se poate. Și atunci nici profesorul acest loc de muncă într-o școală mică nu mai este atractiv și atunci avem problemele care sunt generate plecând de la acest cost standard. Da, din păcate. Să sperăm că se va reveni cândva sau se va gândi cândva și acest lucru, pentru că, așa cum spuneam, de educația copiilor noștri sunt responsabili până la urmă, după noi, evident, după părinți, sunt responsabile cadrele didactice care îi educă. Ori este inadmisibil ca să pui în balanță, știu eu, vechimea, gradul unui profesor, munca acestuia de ani de zile, cu faptul că se încadrează sau nu se încadrează școala respectivă într-un anumit buget.
Să trecem mai departe. V-aș ruga, domnule inspector școlar general Vasile Bulgărean, să-mi răspundeți la o întrebare. Eu vreau să spun acum, în perfectă cunoștință de cauză, că ați fost întemeietorul Centrului Județean de Excelență. Aceasta este cea de-a doua instituție de care aminteam la începutul emisiunii. Practic, ați fost cel care a înființat Centrul Județean de Excelență în județul Sălaj. Spuneți-ne, ce v-a determinat? Purtăm un dialog care l-am putut așa cu 8 ani, cu dumneavoastră, în care erați implicată și ați sprijinit de pe poziția dumneavoastră înființarea acestui centru de excelență. Sigur, este o idee unde nu este, n-aș putea spune că este a mea, ci am avut discuții cu mai multe reprezentanți al județelor limitrofe. Sigur, înființarea centrului de excelență a fost posibilă datorită sprijinului primăriei municipiului Zalău, care a finanțat până la un anumit pas existența acestui centru. Am venit la inspectoratul școlar și mi-am dat seama că primăria nu va putea să susțină partea asta pentru că era o finanțare dublă. Am făcut toate demersurile la Ministerul Învățământului și am obținut astfel încât, am obținut aprobarea, sigur, și în 2020 să acest centru de excelență să fie cu personalitate juridică care funcționează, de exemplu, pot să vă spun că sediul social al Centrului Județean de Excelență este la Casa Corpului Didactic. În acest moment, toți elevii din județul Sălaj pot să participe la cursurile Centrului Județean de Excelență. Dacă până la momentul 2020 funcționa pe lângă primăria Zalău și atunci, teoretic, pentru că nu s-a întâmplat așa, aveau numai elevii de la Zalău. Dar, sigur, primăria Zalău niciodată n-a îngrădit participarea tuturor elevilor. Dar acum este o unitate de sine stătătoare cu un director care și acum este postul scos la concurs, va participa la concurs și va avea continuitate, eu sunt mulțumit. Mă întrebați la un moment dat cu înființarea, eu am fost promotor, sau îmi doresc foarte mult un învățământ de excelență în județul Sălaj, pentru că noi jucăm undeva, dacă suntem mai aproape de Cluj, suntem competitori alături de elevii din județul Cluj, la cele mai bune universități din Cluj. Adică jucăm în Liga Mare, da? Jucăm în Liga Mare, mulțumesc, cu elevii noștri. Sigur, selecția, profesorii, pentru că dacă discutam înainte de salarizarea per capita, și aici este tot per capita, dar orele de excelență sunt un pic, spun eu, necesită o altă pregătire a profesorilor. Aș putea să eu îi felicit pe toți profesorii și le mulțumesc că participă la aceste cursuri, pentru că dacă s-ar raporta strict la salarizare, n-ar mai veni niciunul. Ci dorința de a ajuta pe elevi spre performanță, să atinge performanța, este foarte mare în rândul profesorilor care se regăsesc în centru de excelență. V-ați zbătut, așa cum spuneam, foarte mult pentru înființarea acestui centru județean de excelență. Spuneți-mi, sunteți mulțumit de rezultate? Eu sunt foarte mulțumit de rezultate, pentru că statisticile ne arată partea, cei care participă la centru de excelență, în comparație cu elevi care, să zicem, nu participă, pentru că sunt multe care nu s-au putut, adică până la urmă este o selecție. Vis-a-vis de centru de excelență și de excelență în educație, eu, plecând de la legea 1, m-am zbătut ca împreună cu școlile, Școala Normală Șincai și cu Mihai Eminescu, am constituit un consorțiu, tocmai să creionăm o altă putere a învățământului, un consorțiu care funcționează în 2014 și am văzut că anul acesta și-a depus cererea de a intra în acest consorțiu și școala Simeon Bănuțe de la Zalău. Pentru că vrem ca aceste școli lucrează împreună tocmai pentru excelență, dar aș merge mai departe. În perenele merg prin toate orașe, în județ, la minister, am văzut că școlile, colegiile naționale au o construcție pe verticală. Ori suntem amândoi absolvenți de sau fost elevi la Colegiul Național Silvane sub denumirile lor, era singurul liceu din zonă care nu avea pe verticală, adică să avem și gimnaziu. Astfel încât din zonă vă referiți, din regiunea Transilvania? Din regiunea de Nord-Vest, da, da. Da. Noi nu aveam, și atunci am înființat clasa sau o clasă de gimnaziu. Sigur, a durat 2 ani, la fel ca și centrul de excelență, până ce obții toate aprobările, dar
este o clasă unde elevii, sau am oferit elevilor o platformă să se poată exprima pentru excelență, plecând un pic mai de jos, adică de la clasa a 5-a. Sigur că liceul a mers pe o zonă a realului. Am văzut de 2 ani de la liceul pedagogic, au venit și ei, care merg pe o zona umanului, deși ei au luat model, cred eu, de la noi, sau să înființeze o clasă de gimnaziu, odată că lor le este și foarte necesar acolo, pentru că ei pregătesc totuși la un moment dat pentru învățământ, sunt clase, și atunci probabil chiar vor coborî și spre ciclu primar. Foarte frumos. Mă bucur că rezultatele aduse de Centrul Județean de Excelență și nu numai sunt mulțumitoare, adică sunt la nivelul la care dumneavoastră vă așteptați să ajungă. Doamnelor și domnilor, mulțumindu-i pentru participarea în emisiune domnului inspector școlar general Vasile Bulgărean, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și vă așteptăm cât mai curând.